Bă, pe toți, băi, aici suntem mai noștri, frații noștri. Ia-te-n partea și voi, frații noștri, familia noștri. Toți ai noștri suntem aici, să înțeleagă toată România. Sunt aici cu fratele meu, cu Mircea Nebun, la Auschwitz. Să înțeleagă toată țara, să înțeleagă toată mass media, a fost o greșeală, nu înțelegem. Suntem cu fratele nostru, cu Mircea, respect maxim. Să înțeleagă lumea că nu e dușmănie și că nu e... Ce înțelege lumea și mass media. S-a vorbit la mergul, s-a vorbit numai și numai la mergul. Trăiască unchiul Birica și Mircea. Vreau să spun o singură discuție și am terminat-o și nu m-am lungit nimic. Și eu și băieții ăștia vorbesc și numele lor și numele lor. Ne cerem scuze la fata lăsată. Da, toți. Ne cerem la Dani, Betty, că au crescut fără mamă și fără tatăl ei. La nevasta lui, la familia la Roxana, la mama lui, la toată lumea. Problemă, și te iubim, nașule, te așteptăm la noi. Să fii sănătos, Florin Salam. Băieții ăștia nu se ceartă cu mine, nu mă cer cu ei. N-avem nicio discuție nici cu familiile lor, nici prietenii mei de România, nici alți țigari, nici nimeni. Du-te la cântar să-ți trăiască nevasta ta, copiii tăi care au crescut fără mamă și... Fă-ți meseria! Fă-ți meseria, care ai venit! Dorine, să fii iubit, nu din cauza lui, nu din cauza mea, sunt discuțiile... S-au întâmplat, frate, s-au întâmplat! Fii sănătos, să fii iubit, te iubim cu toți care... Și ești viața noastră în continuare! Să-ți dea Dumnezeu tot binele pe lume și putere de Hristos! Spunerul cu mătru Salam, cu tot trei imperatorul la Milano, vreau să vină să cânte la toți țiganii, la toți românii, că toți unde vrei, unde are cântările lui să vină la familie. Băi, ne cerem scuze, eu cu numele la familia lui Salam și la tot și noi toți de la masa asta ne cerem scuze de la Florin Salam. Toți îmi iubim pe Florin, toată de viața noastră. Și ei n-au avut nicio intenție, n-a avut nimeni nicio intenție. A fost doar o mică neînțelegere și atât, gata. Asemenea și din partea mea, uite la ce se ajungea. Fratele meu are rost să le mai repet ce a spus Mircea Nebun. Pentru familia lui Salam și eu am ținut cel mai mult cu inima, pentru fratele nostru, pentru viața noastră, suntem după el, suntem lângă el, suntem familia lui. Îl iubim și din cauza asta suntem prezenți aici, să arătăm la o țară întreagă că nu sunt probleme. Noi nu suntem bodyguardii lui Salam. Nu suntem, nu suntem. Suntem frații lui, prietenii lui. Salam ne recunoaște ne recunoaște prin cântatul lui și prin vocea lui. Vem cu un șpriț de dragul lui. Nu avem nici în cât, nici în cât, nici cu ăla, nici cu ăla. Să simte Florin Salam că familia lor a înțeles că a vorbit cu el și el. Familia noastră a înțeles că e că noi nu avem ce să avem discuții. Să nu înțelege familia lui Salam. De nu să ceartă cu oamenii, să se bată lumea. O să se întâmple niște chestii cu Florin Salam. Nu, noi suntem prieteni, noi prieteni. Eu mai o câte o neînțelegere verbală. Să mai întâmplă pe fratele meu. Și președintele țării al Americii și a avut 1000 de bodyguards și când a fost, s-a întâmplat. Acum ce vrem să facem? Noi vă iubim, vă respectăm, ne cerem scuze numele lui Salam, Cristofor. De familia lui Salam, suntem frați, suntem lângă el oriunde, peste tot, e al nostru, e familia noastră. Vă iubim și vă pupăm, cu mare respect.